Grupul are programul organizat pe tot anul școlar cu spectacole naționale și internaționale, concursuri, tabere și pregătiri profesionale și cu evenimentele proprii, cum ar fi flash mob-uri sau fitness maratonul din cadrul zilelor sportive Sfântul Gheorghe. Avem un grup de 30 de copii care dansează cu pompoane în pauza meciurilor de basket și un grup de 19 copii care participă la concursuri. Totodată și începătorii au posibilitatea de a fi pe scenă, a precizat antrenoarea acestora. Pentru covasnamedia.ro